Numărul virozelor și al cazurilor de gripă a crescut alarmant în ultima perioadă. Temperaturile tot mai scăzute și-au spus cuvântul. Este și vina pacienților, spun medicii. Cei mai mulți dintre români nici nu vor să audă de vaccin. Ligia Pricope are amănunte. Ligia, cât de gravă este situația? Au fost depășite valorile maxime de îmbolnăviri așteptate. Numai într-o săptămână au fost înregistrate aproape 140.000 de cazuri de infecții respiratorii. Situația este alarmantă în aproape toată țara. Medicii au trecut la măsuri de siguranță în județul Neamț. Toate spitalele sunt de ieri în carantină. Numărul de îmbolnăviri a crescut cu miile de la o săptămână la alta și în Sălaj. Cei mai afectați sunt copiii și bătrânii. Virozele și gripa au făcut ravagii printre ieșeni. Spitalul de boli infecțioase este neîncăpător în ultima perioadă. Pentru județul Iași am ajuns la aproape 10.000 de viroze respiratorii. Sunt mari variații de temperatură, au fost în ultima vreme înregistrate și ne așteptam să avem viroze respiratorii, dar nu atât de multe. Și e doar începutul, spun medicii. În județul Neamț, toate spitalele sunt deja în carantină. Este a treia săptămână când se depășește nivelul maxim așteptat, motiv pentru care am decis că este necesară limitarea vizitelor în spitalele din județul nostru. Nu vi-e frică să intrați acolo? Nu, am mâncat usturoi. Tocmai acesta este și motivul pentru care se confruntă cu acest val de îmbolnăviri, spun medicii. Românii pun preț pe leacurile Băbești și nu pe campaniile de vaccinare. V-ați vaccinat împotriva gripei sezoniere? Nu, dar n-a fost bolnavă. Noi suntem imune. Dar cum vă protejați împotriva gripei? Știu, așa avem în alimentație, cu alimentația avem grijă. Și fructe exotice, lămâie, multă zeamă de lămâie în ceaiuri. V-ați vaccinat împotriva gripei sezoniere? Nu, absolut deloc. Da. De ce? Nu ți-e frică? Nu. Tu te-ai vaccinat? Nu. Cum vă protejați voi de gripă? Cu fructe, cât mai multe fructe, legume și mai și puțin alcool pe lângă. Ceaiuri cu băi mai fierbinți. Cei mai afectați au fost, ca de obicei, copiii de la grupa de vârstă 0-14 ani, unde s-au înregistrat 1693 cazuri de îmbolnăviri. Medicii recomandă să evitați spațiile aglomerate, iar la cel mai mic semn de răceală să vă prezentați la cabinetele lor.